Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți a fost astăzi gazdă pentru un tânăr venit tocmai din Hong Kong, fost președinte al clubului Leo din orașul Tuen Mun. Acesta se află într-o vizită în județul Mehedinți, premergătoare taberei internaționale a clubului Leo, care se desfășoară în perioada următoare la Corbu. Pentru televiziunea noastră, chinezul a avut un salut în limba sa maternă. Nihao, Tele 2. Organization of I belong to is Leo Club of Tuen Mun. We went to a boat trip and the Dejabar space is very amazing. I-au plăcut oamenii, a plăcut foarte mult mâncarea, am mers pe o croazieră cu barca și am văzut chipul lui Dejabar și a plăcut foarte mult. Și cel mai impresionant lucru pe care l-a văzut a fost peștera. Am constatat că în județul nostru a descoperit lucruri plăcute, importante și pe care intenționează să le promoveze și la dânsul în țară. Noi ne bucurăm că am avut parte de o astfel de discuție, am văzut și am simțit cum și alte persoane din afara țării se bucură să descopere frumusețile noastre. La Consiliul Județean Mehedinți, tânărul a fost însoțit de câțiva membri ai clubului Leo din Drobeta Turnu Severin și a povestit experiențele trăite în scurta sa vizită în Mehedinți. A rămas impresionat de Dunăre, de peșteri și mai ales de chipul lui Decebal sculptat în munte. Însă cel mai mult i-a plăcut mâncarea tradițională românească.